Bună tuturor! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi o să ne pregătim pentru facultate împreună. Trebuie să-mi fac geanta de facultate, să-mi pregătesc emergency kit-ul și așa mai departe, cam tot ce vreau să iau cu mine la facultate. Și mi-am ales geanta asta de la Primark, care e foarte faină pentru că este ușoară și foarte încăpătoare în același timp. Așa că aici o să pun toate lucrurile pe care vreau să le iau cu mine la facultate și în cazul în care, să zicem, că nu o să se potrivească geanta asta cu ținuta mea din ziua respectivă, o să mut lucrurile de aici în geanta care se potrivește cu ținuta mea. Și bun, haideți să vedem cu ce să începem. Eu mi-am adus, uite, în punguța asta mi-am pus toate lucrurile pe care trebuie să le organizăm. Mi-am mai cumpărat șervețele umede și dezinfectant pentru că ei am găsit dezinfectant potrivit pentru recipientul acela de pe Shein. Uite, ăsta este recipientul și dacă v-ați uitat la videoul cu emergency kit-ul, știți că niciun dezinfectant pe care l-aveam eu în casă nu se potrivea să-l bag în recipientul acesta super drăguț pe care vreau să-l port. Până când m-am dus la Lidl și am găsit acest dezinfectant, așa lichid, vedeți, e ca apa, este de la Sien. Foarte fain, vreau acum să îl băgăm în recipientul ăsta, sunt super, super happy că am găsit. Așa și mi-am luat și o siringă din asta ca să pot să bag înăuntru această apă, dezinfectantul, pentru că să știți că dacă vă cumpărați un astfel de recipient de pe Shein, este destul de greu să îți bagi înăuntru dezinfectantul dorit. Trebuie neapărat să fie lichid ca apa și îți mai trebuie și o siringă cu care să bagi lichidul. Așa și de la Jumbo mi-am luat șervețelele astea umede pentru că nu mai aveam și chiar sunt necesare șervețelele umede. Așa că haideți să începem cu emergency kit-ul care se află aici lângă mine. Am făcut un video special despre subiectul ăsta, vă puteți uita la mine pe canal dacă vă interesează. Vedeți, am deja șervețele uscate, mi-am pus aici și niște role pentru scame și vreau să le pregătesc. Sunt de la Primark, apropo. Și au costat 5 lei pachetul ăsta. Cam așa. Vreau să-l desfac ca să fie pregătit atunci când o să-l folosesc. Și vedeți, e așa micuț și drăguț, super, super fain. Și asta este rezerva. O să le pun pe ambele aici în emergency kit. Mai am perie de păr, un concealer și chestii de astea. Oricum, dacă vă interesează exact ce mi-am pus aici, vă puteți uita la videoul cu emergency kit pe care îl găsiți la mine pe canal. Și acum, haideți să îmi pun dezinfectantul în recipient. Mi-am adus și cănuța asta ca să pot să iau cu siringa conținutul. Avem dezinfectantul și acum îl băgăm în recipient. Yeah! Dezinfectantul. Super! Hai că am reușit și asta. Oare să-l umplu de tot? Cred că nu, n-are rost să-l umplu de tot. Pot să-l las așa. Închid și haideți să mă dezinfectez. Ei, super! Doamne, ador! Deci, mi-am dorit foarte mult genul acesta de dezinfectant, să aibă recipientul ăsta. Am tot văzut la fetele din America, își cumpărau de la Sephora și nu știu dacă se găsește la noi dezinfectantul ăsta, dar în orice caz e foarte scump, deci nu merita oricum și dacă se găsea. Însă, așa, uite că am și eu genul acela de dezinfectant tip spray și într-un recipient super cute. Și mai are și husa asta roz, drăguță. Bun, am rezolvat. Am și dezinfectantul pe care o să-l bag în emergency kit. Și ce mai trebuie să bag aici este un pachet de șervețele umede. Și gata. Asta mai aveam de făcut în legătură cu
porfardul meu. Cam așa se prezintă. Haideți să îl băgăm în geantă. Super! Așa, ce mi-am mai adus ca să bag în geantă este mâncare, pentru că este important să avem și ceva de mâncare în cazul în care mi se face foame. Și mi-am luat croissantul acesta de la Boromir cu căpșuni. V-am arătat și în vlogul cu prima zi de facultate și în care am vorbit noi despre școală și așa mai departe. Chiar vreau să-l încerc pentru că este acum mai nou apărut și sunt curioasă să văd dacă o să-mi placă. Și mi-am mai luat și ceva sărat, tortiții cu roșii, busuioc și oregano. Ăștia știu că îmi plac, așa că să am acolo ceva de ronțăit în cazul în care mi se face foame. Bun. Și acum, haideți să trecem la organizat ceea ce se află în punga asta. Deci aici, mi le-am mai prezentat eu, am de la Sinsei aceste două seturi de marcăre. Super, super cute. În formă de Lego și vreau să le și testăm pe o foaie. Să vedem dacă funcționează. Că nu cred că am făcut asta, dar uitați ce tare de să vă pot să le pun una într-alta. Pot să le pun una într-alta, uitați ce tare! Și aici sunt marcăre. Ia uitați. Ce tare! Bun, haideți să le testăm. Dacă tot. Mi-am adus aici niște foi. Ia să vedem. Facem pe foaie. Nu sunt neapărat cele mai calitative. Ba, uite, ăsta e fain. Îs ok. Dar pentru... Nu știu ce are gâtul meu astăzi. Dar pentru cât de drăguțe sunt... Oricum, de funcționa... Uite, de exemplu, rozul ăsta e cam uscat. Verdele merge bine. Ok, unele sunt mai uscate, altele merg mai bine. Galbenul, ăsta e un galben fosforescent, amândouă. Parcă am mai avut un galben fosforescent. Sau nu, pe ăsta l-am mai testat. Nu știu ce se întâmplă aici. Cred că pe ăsta l-am mai testat. Uite, albastru nu l-am testat. Uite, și albastru merge bine și movul. Ok, cam așa merg, deci albastru ăsta merge bine, movul și galbenul și verdele. Deci rozurile nu prea merg. Însă ok, merg. Așa, dar mă mai gândesc dacă le iau cu mine să văd cât loc îmi ocupă în penar. Așa, după ce am markerele astea de la Pepco, astea vreau să le iau cu mine la facultate. Uite, au costat 7,50 lei și ar trebui să se șteargă. Așa că haideți să le desfacem și să le testăm și pe ele. Sunt mega, mega curioasă cum se șterg. Dar sunt foarte faine și îmi place că sunt subțiri. Trebuie să mai iau alt bilețel de ăsta, o altă foaie, mi-am adus altă foaie. Nu, mi-au căzut! Bun, haideți să testăm, nu știu, movul. Testăm movul prima dată. Wow, merge fain! Cam așa arată movul. Și acum... Haideți să încercăm picul acesta. Ce tare! Ce tare! Fix un pic! Se vede așa un pic urma, dar s-a șters. Adică... E foarte, foarte tare.
funcționează. Adică dacă a funcționat pe culoarea asta închisă, vă dați seama că o să funcționeze și pe altele. Acum întrebarea mea, oare pot să fac peste? Să încercăm, hai să încercăm, pentru că asta iar ar fi, dacă pot să fac peste sau odată ce am șters, e gata. Nu mai merge să faci peste, sper că nu mi-am stricat. Nu s-a stricat. Da, deci odată ce ai șters, nu mai poți să faci peste cu carioca. Bun, haideți să fac rapid swatch. Hopa, și la celelalte, în cazul în care vă interesează, să vedem dacă chiar toate sunt bune. Ia să vedem, da, și rozul merge foarte bine. Îmi place că și capacul este foarte calitativ, se închide fine. Da, toate merg super, super bine. Pe astea clar le iau cu mine la facultate, le pun în penar. Mie îmi place să scriu super colorat în caiete. Asta îmi face super mare plăcere și de aceea vreau să le iau cu mine. Ce fain e și galbenul ăsta, fosforescent. Ia uitați, cam așa arată culorile. Bun, și dacă tot vorbim de penar, ăsta este penarul meu, vi l-am prezentat și în holul cu rechizite, l-am luat de pe Shein. Este așa amaro, super drăguț. Și haideți să punem primele lucruri în el. Opa, mai am ceva aici, da, și pe astea o să le punem imediat. Dar în primul și primul rând o să-mi pun cariocile și e super fain penarul acesta. Chiar vi-l recomand, e încăpător și vedeți foarte ușor, poți să-ți scoți lucrurile din el și ai foarte multe buzunare, deci chiar e super fain. Bun, am pus cariocile, mai departe să vedem ce o să punem. Nu o să pun setul acesta Lego, pe ăsta o să-l țin acasă, deoarece nici nu fac așa bine, adică nu desenează atât de bine, sunt câteva care merg așa și așa. Și mi-ar ocupa și super mult loc, așa că o să-l pun așa de design pe birou, pentru că mi se pare drăguț, dar nu are rost să-l car după mine. Acum o să-mi pun pixurile astea super drăguțe de la Pepco, care le imită pe cele de la Cărturești, acelea super drăguțe, dar astea sunt mult mai ieftine, costă 5 lei și un singur pix la Cărturești costă 11 lei, așa că mi se pare un deal foarte bun și sunt așa și drăguțe și vreau acum să le testăm. Ideea e că și astea ar trebui să se șteargă, e ca un fel de pilot friction, așa că sunt curioasă să văd dacă merg. Hai să vedem. Dăm sigiliu jos și ce să scriem? Scriem subscribe. Ăsta merge foarte bine, scrie super, super fain și îmi place că are o peniță subțire. Opa, ăsta nu scrie prea bine. Asta că să-l fixez. Ăsta maro nu scrie așa de bine, nu știu de ce. Cam așa scrie. Subscribe am scris cu ăsta albastru și restul de like-uri le-am scris cu ăsta. Nu știu, e ok, dar ăsta are ceva, nu știu, probabil că doar ăsta. Și haideți acum să ștergem. Să văd exact cum să țin. Wow! Super! Hai că șterge bine! Ia uitați! Vedeți? Uite, o să șterg like-ul ăsta de tot și o să încercăm și aici să scriem peste. Da, șters. Și aici se mai vede un pic, deci nu... Da, vă dați seama, dar a șters. Și acum sunt curioasă dacă pot să scriu peste. Da, pot să scriu peste. E super. Deci chiar merită. Vedeți? Am scris peste.
super faine pixurile astea, așa că o să le pun cu mine în penar. Și cred că o să le pun așa în partea asta, de aici. Tot de la Pepco mai am pixurile astea două, pe care vi le-am mai prezentat. Și astea ar trebui tot așa, e pe același principiu, doar că au un pic altfel design-ul. No, așa că nu vrea să se desfacă. Deci da, sunt pe același principiu. Haideți să le testăm și pe acestea două, dacă tot. Pe ele scrie Take Your Time și Chill Out. Și pe verdele ăsta și pe rozul ăsta pal. Și dacă tot țin în mână, mai am, cum zice, liniarul ăsta, super drăguț, tot de pe Shein l-am cumpărat. Și acesta o să vină aici frumos în penar. Bun, haideți să testăm și aceste două pixuri. Să vedem dacă funcționează. Da, funcționează super bine. Da, vedeți iarăși unul din ele. Uite, ăsta nu merge așa fain. Oh, ăsta nu merge. Ce? Sau? Stați, poate încă nu... Să nu-l țin eu cum trebuie. Zici că unul merge foarte bine și celălalt nu prea merge bine. De ce oare? De să mai încerc pe ăsta. Da. Deci, vedeți, ăsta roz merge super bine, dar ăsta... Nu. Da. Dar cam așa scrie, subțire și șterge. Șterge la fel. Ok. Scrieți-mi în comentarii dacă ați avut și voi problema asta, unul să meargă bine și celălalt să nu meargă bine, dacă v-ați cumpărat și voi pixuri din astea. Oare așa le-au făcut pe toate, unul să funcționeze și celălalt nu? Sau așa am nimerit eu? Nu știu. Bun, mai am de la Jumbo, tot așa v-am prezentat acest, cum îi zicea, pic, nu pic... Asta, în fine, e așa corector. Un corector din ăsta cu pensulă. Este prima dată când am corector cu pensulă. Da, eu mai avut corectoare pentru pixuri. Și am zis că de data asta vreau unul cu pensulă. Mă trebuie să dai de câteva ori cu el. Deci că nu a acoperit din prima. Da, acoperă. Dar trebuie să dai câteva straturi cu el ca să acopere ce-i drept. Vedem, o să îl tot testez acum, să văd dacă îmi place mai mult tip pix sau îmi place mai mult așa, cu pensulă. În orice caz, îl bag și pe acesta în penar. Ce o să mai bag în penar sunt niște sticky notes din astea. Am tot de la Pepco pe două culori. Foarte drăguțe. Cât a fost unul? 3 lei costă unul de ăsta. Și am așa pe nuanțele astea. Și mai am și pe nuanțele astea fosforescente. Și apoi pe astea le țin cu mine ca să le am acolo. Ca să, nu știu, să-mi notez prin caiete sau așa. În principiu să le am cu mine, să nu-mi pară rău că era bine să le am cu mine. Și să vedem, oare să le pun aici? Ar fi o idee bună? Da. Ui, ce fain! Vedeți ce fain arată aici? Ador, deci îmi place plenarul ăsta de nouă. Bun, mai am pixuri de la Bic. Pentru că cu astea scriu, astea sunt efectiv cele mai bune pixuri. Nu o să mi le pun pe toate, nu știu, cred că îmi pun 3 pixuri, pe astea alte le țin acasă ca să mai am și acasă, deci o să mai îmi pun aici și 3 pixuri de astea de la Bic, pe care vi le recomand din tot sufletul, pentru că sunt super bune. Apoi mai am tot de la Bic niște carioși din astea. Le-am luat tot de la Pepco și au fost la reducere, 9,50 lei am dat pe ele. Și haideți să le testăm împreună. Îmi plac tot așa pentru că sunt subțiri și
curioasă, pentru că nu le-am testat încă. Am aici un bilețel. Văd că... Nu sunt carioci, sunt pixuri. Vedeți ce peniță subțire are? Sunt fineliners. Uite, eu n-am citit. Și eu. Eu n-am citit, sunt fineliners. Mă bucur, mă bucur. Într-un fel mă bucur mai tare că sunt fineliners. Pentru că mai am carioci, dar na. Ok, hai că scriu bine. Scriu bine și nu prea, nici nu mă încântă. Poate sunt ok-ish. Adică nu sunt culori foarte pigmentate, să zic așa. Dar sunt ok. Măcar scriu toate. Că și asta e important. Ăsta pe albastru. Sunt ok, dar nu vi le-aș recomanda neapărat. Acum le pun să le folosesc dacă tot le am, dar sincer, nu mi se par foarte bune. În general, astea de la Bic, cam tot ce scoate Bic sunt bune, dar sincer, fineliners-urile astea nu m-au dat peste cap. Dar acum le folosesc cât or ține. Mai am aceste pixuri cu gel pe care le-am luat de pe Shein și vreau să le testăm împreună. Ca să știți cazul în care vreți să vă cumpărați. Ups! Bun. Uai, ce fain scriu ăstea! Ador, însă pixuri cu gel subțiri și scriu super, super bine. Vai. Vai, deși galbeni nu se vede. No, ăstea. Ăstea sunt niște pixuri bune. Cred că mai o să mai îmi cumpăr. Deci când mai dau comandă pe Shein, neapărat mai îmi cumpăr. Ei, mi-a căzut un capac. Nu. Da, acum n-are rost să le... swatch-uiesc pe toate, mă gândesc că toate o fi bune, dar super, super, super faine. Uitați, așa scriu, uitați-vă diferență, da? Bine, acum alea sunt fineliner și astea cu gel, dar nu contează, scriu foarte, foarte, foarte fain. Deci de mult n-am mai văzut pixuri atât de bune, tipul acesta așa cu gel care se scrie subțire, pai, le ador. Deci, efectiv, le ador. Cred că încă mai am link-ul de la ele. Cred că rămâne cumpărătura în aplicația Shein. Așa că, dacă vă interesează ceva ce este de pe Shein, puteți să-mi scrieți că vă dau link de la mine din aplicație. Bun, păi haideți să le pun și pe astea aici, în penar. Așa, și ce mai am eu pe aici? Astea nu le iau cu mine, astea să-ți subliniez în carte, fără să-ți subliniez cu adevărat în carte. Mi-am mai luat eu așa de pe Shein, trebuie să le testez eu. Și mai am aceste sticky, pet sticker, se numesc, pe care le lipești pe carte sau pe caiet, ca să scrii peste scris, fără să scrii efectiv pe carte, să nu strici cartea. Și v-am mai întrebat să-mi scrieți dacă aveți și voi și cu ce aș putea să scriu și mi-ați zis că ar merge cu creionul sau parcă cu pix normal. Sper că mi-amintesc bine. Așa că astăzi vreau să testăm. O să încerc și cu pixurile cu gel, dar cu alea sigur nu o să meargă. O să încerc cu pix, pixul de la Bic. Și cu creion, că asta mi-a zis că merge cu creion. Să văd dacă am aici vreun creion, am gumă de șters. Trebuie să aduc. Uite, am aici un creion pe birou. Așa că, haideți să testăm. O să scriu ceva. Vai, ce bine scrie cu creionul. Deci vă mulțumesc super mult pentru sugestii. Uitați cât de bine scrie cu creion. Deci neapărat.
dacă vă cumpărați sticky notes astea transparente ca să scrieți peste cărți, fără să le stricați, cu creionul să scrieți. Deci merge mega, mega bine. Mai bine, parcă mai, arată mai bine ca pe foaia normală. Super! Deci cu creionul și haideți că încerc și cu pixul de la Bic. Cu pixul cu gel nu vă recomand că fiind așa lucios, e cam clar că o să se ducă. Dar haideți să vedem cu pix. Scrie mai bine cu creionul, dar se vede și pixul. Și să vedem dacă se duce. Vedeți, se vede și pixul cât de cât, dar nu la fel de bine ca creionul. Și o să dau cu mâna peste ca să vedem. E bine. Deci și pixul de la Bic funcționează și creionul foarte bine funcționează. Super! Astea o să mă ajute super mult atunci când vreau să-mi iau notițe în cărți și fără să stric cartea. Perfect! Da, pe astea nu am decis să le pun cu mine în penar, că nu o să car cărți după mine. Și mai am și așa, tot de pe Shein. Și mi-am mai luat de la Kaufland setul acesta de gume de șters. Am setul ăsta de gume de șters și mi-am mai luat o gumă de șters interesantă, magică. Dacă v-ați uitat la videoul în care mi-am făcut și vision board-ul și mi-am pregătit eu zona biroului, știți de ce vorbesc, pe astea le țin de rezervă. Așa că vreau să le testez. Aceasta este cealaltă gumă de șters. Astea le-aș avea și acum unde am pus eu creionul? Aici. Haideți să testăm gumele de șters. Să vedem dacă vă recomand sau nu vă recomand. Am făcut creionul și acum să ștergem cu guma de șters de la Kaufland. Nu e genul ăla de gumă de șters așa să șteargă fin, dacă mă înțelegeți ce vreau să zic. Dar șterge. Ăsta oricum este un creion destul de pigmentat. Și haideți să vedem guma de șters de la Jumbo cum funcționează. Oricum cred că o să le pun pe ambele cu mine sau nu știu, vedem. Asta e așa mai micuță. Cealaltă de la Kaufland șterge mai bine. Da. Vedeți? Aici am șters cu asta de la Jumbo și aici cu aia de la Kaufland. Aia de la Kaufland șterge mai bine. Dar așa de distracție, dacă nu mi se umple prea tare penarul, le iau pe ambele cu mine în penar. Oare unde să le pun? Băi, le pun tot aici, așa. Cam așa arată penarul până acum. Sper. Și ce mai am eu? Păi ce mai am ceva? Mai am. Ups, am scăpat pixurile. Așa. Mi-am mai luat eu așa pixurile astea două de la Pilot Friction. Este ăsta care tot așa trebuie să se șteargă, o cariocă care se șterge. Dar e așa un galben destul de normal, mă așteptam să fie fosforescent după ambalaj. Și să vedem. Uai, ce tare! Se șterge, da. Dar rămâne un pic de culoare, ce-i drept. Dar se șterge, funcționează. Vedem dacă pot să dau peste. Merge, pot să dau peste. Deci, cu acest marker de la Pilot Friction, poți să și ștergi și să și faci din nou peste. Ceea ce e fain, că, de exemplu, dacă nu faci linia dreaptă, atunci când subliniezi sau ceva de genul, poți să dai după aceea peste. Și mai am pixul acesta, Eco Ball Pilot B2P 80% Recycled Plastic.
deci este din plastic reciclat. E fain. E negru. Vedeți? E negru și scrie așa fin. E chiar e fain ăsta, îmi place. Și am și un pix negru, deci peste o să le pun cu mine în penar. Și cred că cam atât. Mai am ceva interesant. Mai am brelocul acesta cu Haribo. L-am eu de ceva timp și m-am gândit că poate l-atașez de penar. Dar momentan vreau să-mi las penarul așa simplu. Ce mai vreau să adaug sunt câteva... Uitați ce mai am aici. Mai am și aici un compartiment. Uite, asta nu cred că v-am arătat. Și mai am aici în față. Ia, uitați. Uite că am făcut și penarul împreună. E ok, chiar zic că nu l-am umplut prea tare și vreau să pun câteva apti build-uri în față. Știți că mi-am pus aici apti build-urile tot așa de pe Shein, foarte drăguțe, deci chiar vă recomand apti build-urile astea. Le știți voi că vi le-am mai prezentat eu mai de mult. Și în holul cu rechizite vi le-am prezentat și în videoul în care mi-am aranjat biroul, dar în orice caz sunt super încântată de aceste apti build-uri și vreau să-mi pun câteva cu mine, că mai vreau să-mi fac așa caietele drăguțe și nici nu știu. O să-mi iau exact așa la nimereală. Am luat câteva la nimereală și o să le pun aici în față ca să și arate așa cute. Și vreau și să le folosesc. Cam așa. Gata. Și penarul meu este pregătit pentru facultate. În buzunarul ăsta încă nu mi-am pus nimica, dar mai vedem că cine știe ce o să mai-mi dau seama. Ba da, știu ce o să-mi pun. Stai să mă împic. Vreau să-mi pun niște agrafe de birou. Da, uite asta vreau să pun și stai să vă arăt că am niște agrafe de birou foarte interesante. Așa, mi-am adus. Deci am aceste două agrafe de birou mari. Peste vi le-am prezentat anul trecut în holul cu rechizite. Și mai am așa de-astea micuțe colorate. Și atunci peste-a le pun aici, pentru că nu știi când ai nevoie de niște agrafe. Și cam așa. Chiar mi se pare locul perfect pentru aceste agrafe de birou. Bun, și acum gata. Penarul meu este gata. Îl ador, deci îl ador. Vai, mi-a plăcut foarte mult să ne facem penarul împreună. Și o să-l adaug și pe acesta la mine în geantă. Bun, să mă gândesc. Ce o să mai-mi trebuiască? O să mai pun cu mine în geantă și planerul. Deci și planerul vine cu mine în geantă. Și gata, o sticlă cu apă. Probabil că o să mai pun. Mai am sticla asta pe care v-am prezentat-o tot așa în holul cu rechizite. Știți că am două. O am pe asta de la Pepco, așa cu Barbie, și mai am pe asta de pe Sinsay, așa cu mauve. Și le-am pus la ambele capace. Deci, cel mai probabil o să iau harul ăsta cu mine și o să-l țin în mână și geanta. Și gata, cam astea sunt... o să mai pun un caiet. Caiet, da, desigur, dar cam așa o să fie. Mi-au geanta asta, paharul în mână, sau poate îmi pun totuși o sticlă, văd eu, mă mai gândesc, în funcție de cum am chef. Și haideți să mă hotărăsc să-mi pun și un caiet ca să am cu mine măcar unul pe care să mi-l pun pe ăsta. Dați că vin imediat. Uite, hai că mi-l pun pe ăsta. Nu oare de unde? Cred că e de la Jumbo caietul ăsta. Parcă, da, uite, scrie, e de la Jumbo, l-am cumpărat. Așa că în geanta mea mai avem și un caiet.
Și gata, sunt pregătită de facultate. Cam așa arată geanta mea. Și hai să vă arăt exact acum cam ce mi-am pus. Facem o scurtă, rapidă recapitulare. Deci ce am în geanta mea de facultate? Am un caiet, apoi am plannerul, mai am mâncare, apoi am emergency kit-ul, unde am toate lucrurile de care am nevoie așa în materie de emergency, beauty, chestii de genul, și penarul. Și astea sunt lucrurile. Pormoneu, vedeți ce bine că am făcut o recapitulare? Da, pormoneu iară este foarte important. Și pormoneu meu, ăsta cred că l-am de la Sinsei. Dacă scrie, da. Pormoneul acesta este de la Sinsei. Și da, astea sunt lucrurile care se află în geanta mea de facultate. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi. Dacă da, nu uitați să apăsați pe butonul de like ca să mi-arătați și mie acest lucru. Apăsați și pe butonul de subscribe ca să deveniți parte din familia asta minunată. Iar noi ne revedem la următorul clip. Să aveți o zi super! Ciao!